Pentru a crea o nouă plată, sistemul oferă mai multe posibilități. Din modulul Comenzi rapide, din meniul Tranzacții și solicitări, sau din modulul de conturi, indiferent de tipul plății. După selectarea tipului de transfer dorit, se vor introduce toate detaliile, putându-se modifica pe parcurs contul sursă sau chiar tipul plății. Platforma ING Business permite salvarea în baza de date și reutilizarea, fie ca șablon, fie separat, a numerelor de cont, a numelui beneficiarilor sau a detaliilor de plată. Odată introduse datele în pagină, sistemul permite salvarea, semnarea și trimiterea plății spre procesare. În cazul în care se dorește modificarea informațiilor introduse, se poate oricând reveni la pagina anterioară. Orice acțiune de semnare și trimitere solicită un cod numeric primit prin SMS la numărul de telefon înregistrat în sistem, cod care trebuie introdus în câmpul aferent. Efectuarea operațiunii este confirmată prin afișarea unui mesaj tip banner în ecranul principal. Plățile salvate în sistem și netrimise încă spre procesare pot fi identificate ulterior în meniul Managementul tranzacțiilor sau în modulul pentru semnare-trimitere plăți, de unde pot fi autorizate și trimise spre procesare la bancă.